Un efectiv mărit al Ministerului Administrației și Internelor a participat ieri pe tot parcursul procesului electoral. Vorbim aici de peste 500 de angajați care au supervizat ca procesul electoral să se desfășoare în cele mai bune condiții. Chiar și așa au apărut evident și incidentele electorale, peste 100 la număr. Până la acest moment s-au confirmat numai 38 dintre acestea, restul fiind cercetate, iar personajele implicate fiind chemate la audieri. Din totalul sesizărilor care au privit posibile încălcări ale legislației, 86 au provenit din mediul rural și doar 18 din mediul urban. Cele mai multe, 12 la număr, înregistrându-se în municipiul Giurgiu și doar 6 în orașul Bolintin-Valen. Din totalul sesizărilor făcute, puțin peste 36% s-au confirmat, numeric vorbind doar 38 din total. În șapte cazuri s-au întomit acte premergătoare infracțiunii prevăzute la legea 67 per 2004, urmând a fi propuse soluții legale prin unitatea de parchet competentă. Din cele șapte infracțiuni, șase sunt pentru mite electorală, adică pentru darea sau luarea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul vătorii unui anume candidat. Tot ieri au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 1900 de lei. Deși au existat aglomerări de persoane la unele secții de votare, nu au fost înregistrate evenimente privind tulburarea ordinii și liniștii publice. Este specificat într-un comunicat de presă transmis de centrul de comunicare constituit la nivelul județului Giurgiu și care face referire la activitatea inspectoratelor județene de poliție și de jandarmi, a inspectoratului teritorial al Poliției de Frontieră, inspectoratului pentru situații de urgență Vlașca, centrului regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil Giurgiu, serviciului regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor și serviciului pașapoarte.